Bună ziua, domnilor și domnilor! Ați fost convocați astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local a Consiliului Mărimie, prin dispoziția comunată în cizarea numărul 2.230.23.2013, președinte, președință, începând această lună, va fi domnul Consiliul Dorea. În consecință, de început, prezența consilierilor este unanimitate și nu este pentru început, în ceea ce privește procesele verbale de ședință, vreau să vă informez că am avut jurisdicție cu juriștii de la prefectură și au măsură de împotrivă. Având vedere că se înregistrează ședințele Consiliului Local, la dosarul de ședință se va regăsi copia înregistrării ședințelor respective pentru a înlătura, dacă pot să spun așa, orice omisiune care este pertinentă, care nu pot să scrii ad literam toate intervențiile dumneavoastră din plenul ședinței. În consecință, în dosar va fi atașat și copia acestor, da? Și în toate acele situații, chiar dacă există omisiuni pe formatul scris, camera video surprinde orice intervenție. Presupun că n-a dezvoltat acest lucru să fie dat în formă de formatele. Legiuitorul obligă, la data când a fost făcut textul de lege, spune procesul verbal va fi afișat în 2014. Am mai avansat și cred că format electronic este ceva chiar. Bineînțeles, se va fi și în format scrisă, nu se elimină această modalitate, da? Ar trebui, eventual, legiuitorul să mă spună dacă este înregistrat președintele Consiliului Local mai necesar, că ele pot fi puse. Pentru început, supun atenție dumneavoastră, procesul verbal din 14.10.2013, dacă sunt completări pe marginea lui. Dacă nu, cine este pentru, vă rog să votați. În ceea ce privește procesul verbal din 31.10.2013, dacă sunt completări pe marginea lui. Dacă nu, vă rog să votați. Cine este pentru? Vă mulțumesc, domnul președinte, răspund. O să dăm, avem un număr de 8 proiecte pe ordine de zi, proiecte prezentate de către domnul primar al municipiului, domnul Edgar Ciocătan, care eu îi dau cuvântul să prezinte aceste proiecte. Da, 7 și 8 proiecte. Interpretări, informări și numere. Da, profesorul. Bună ziua! Ordinea de zi a ședinței ordinare va fi următoarea. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului de activ care solicită decontarea drepturilor de deplasare din o calitate de reședință la locul de muncă și de la locul de calitate de reședință pentru lunii de septembrie și octombrie 2013. Prezintă domnul consilier Ștefănescu Zmaranache Nicolae. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară la 30.09.2013, prezintă domnul consilier Tătan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielile municipiului care a campanul 2013, prezintă domnul consilier Tătan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în baza legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe, prezintă domnul consilier Bujor. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuințelor construite din fondurile ANL, Agenției Naționale pentru Locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestora regiune în filiere și privarea dată în 2013, prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de embarcare de parte a decât autogarea pentru transportul călătorilor în regim județean pe județean, precum și denumirea acestora, prezintă domnul consilier Mondescu Mircea. Proiect de hotărâre referitor la modificarea articolului 3 și anexei numărul 1 din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal numărul 66 din 2013, aprobarea modernizării sistemului de colectare și transferat deșeurilor,
la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrată din proiectul managementului integrat al deșeurilor județului și punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public pentru prima desfășurare a acestui proiect. Prezintă domnul consilier Montescu Lucian. Punctul informării, întrebări și interpelări și o să, aici o să vă rog să îmi permite să vă aduc la cunoștință o cerere făcută de domnul Teodorescu Florin, directorul Centrului Cultural Caracal, pentru că s-a făcut cheltuială mai mică, să zic, din bugetul alocat pentru anul 2013 și vrea o modificare în listă, dar vă spun după ce termină toate proiectele de lucru. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimați colegi, avem conform discuții pe data trecută în ședința trecută, am avut niște, avem niște invitații. Invitația instituțiilor din partea poliției, comandul poliției, comandul jandarmeriei, cărora, dacă sunteți de acord, aș vrea să le dăm cuvântul la începutul ședinței. Cine este pentru? Sunteți de acord? Deci, în unanimitate de voturi, sunteți de acord ca domnii să-și prezinte raportul semestrial sau la domnul comandant. În preambulul informării am prezint organizarea Poliției Municipiului Caracal. Este formată ca structură din 5 birouri, respectiv biroul de ordine publică, biroul de investigații criminale, biroul de investigare a fraudelor, biroul poliției rutiere, biroul criminalistic. De asemenea, avem un compartiment de evidență operativ, un compartiment secretariat și, de asemenea, tot în subordinea Poliției Municipiului Caracal sunt două secții de poliție rurală, respectiv secția de poliție rurală numărul 2, Busica de Sus, și secția de poliție rurală numărul 5, de Veselu. Scopul, cerința Consiliului Local a fost mai ales pe, în ceea ce privește ordinea publică și poliția rutieră. Pentru că sunt cele două compartimente ale muncii de poliție care au un impact și un contact mai cu cetățeanul în permanență. Compartimentul de siguranță, biroul de ordine public, este compus din trei compartimente, respectiv compartimentul de proximitate, care este încadrat cu un ofițer și 9 agenți de poliție, sectoriști. Noi am înființat acest compartiment de proximitate după principiul zonării, respectiv fiecare polițist de proximitate are zonată o parte din municipiul Caracal și se ocupă cu relația poliție-comunitate, respectiv cu școlile, cu grădinițele, cu asociațiile locatari, cu cetățenii, să fie un fel de, să aibă un feedback al mulțumirii sau nemulțumirii cetățenilor în legătură cu activitatea poliției sau cu privire la probleme pe care le are fiecare cetățean în parte. De asemenea, mai avem un compartiment de siguranță publică și patrulare. Acest compartiment este compus din 33 de agenți de poliție, care efectuează serviciul în ture de către 8 ore, astfel încât pe raza municipiului Caracal să fie în permanență patrule de poliție pedestre sau auto pentru intervenție la evenimentele care s-au semnalat sau care este în curs de desfășurare. Acești polițiști sunt cei care răspund în principal la apelurile pe 112 și de asemenea la apelurile care se primește direct la dispeceratul securității. Făcând o paranteză aici, în primele 9 luni ale anului 2013, au fost dispecerate la nivelul Poliției Municipiului Caracal numărul 1251 de apeluri pe numărul de urgență 112. Asta numai în, vorbesc în mediul urban, pentru că am mai fost încă pe atâta și în mediul rural. În acest 1251 de apeluri de urgență, pot să spun că în toate, intervenția a fost sub 10 minute. Intervenția ce înseamnă? Nu neapărat că a fost rezolvat cazul în 10 minute, dar din momentul când a fost preluat apelul de 112 până la sosirea primului polițist la fața locului, n-a trecut mai mult de 10 minute. Adică dacă a fost un accident rutier, se deplasează poliția rutieră. Sau este un principiu, principiul este polițistul cel mai apropiat de locul intervenției, de locul faptei intervenției. Chiar dacă este o problemă de poliție rutieră, dacă un polițist de proximitate sau un polițist de siguranță publică se află în zonă,
se deplasează, asigură locul faptului și se prezintă ulterior echipa operativă care are competență de a soluționa, de a cerceta astfel de fapt. În afară de aceste două compartimente la nivelul ordinii publice, mai este un compartiment, compartimentul de sisteme bază, format din doi agenți de poliție. Acești polițiști verifică sistemele de securitate ale societăților comerciale, ale instituțiilor, țin legătura atunci cu primăria, cu Consiliul Local, pentru ca și instituții din subordinea acestora să aibă bază fizică sau că nu se poate bază fizică, bază, sisteme de supraveghere, mă rog, sisteme de alarmă, de cei care controlează și urmăresc ca instituțiile și societățile comerciale să aibă asigurată faza bunurilor. Cifric, statistic, putem să vă prezint la 9 luni anului 2013, situația operativă cunoaște un trend descendent. Adică numărul de infracțiuni sesizate și cele rămase cu autor necunoscut prezintă un trend ușor descendent. Astfel, în 2013 au fost înregistrate un număr de 428 de fapte cu autor necunoscut, săvârșite de persoane la momentul săvârșirii fapte necunoscute. În 2012 au fost 435. Deci o scădere mică, dar e o scădere. În aceeași perioadă, deci 9 luni 2013, am soluționat un număr de 446 de astfel de fapte față de 400 în 2012. Infracționalitatea sesizată. Infracționalitatea sesizată înseamnă tot ceea ce se înregistrează în materie penală. Toate dosarele care au număr unic la parchet. Conform unui acord comun cu Ministerul Interne și Ministerul Public, toate dosarele penale, toate plângerile care au caracter penal, obligatoriu, au un număr unic care este acordat numai de parchet. Au un număr de ordine și la poliție, ca să avem o evidență normală, dar numărul dosarului este numărul parchetului. Și vreau să spun că infracțiunea civilizată pe număr unic, la nivelul poliției, la urban, în Caracal, în anul 2013 au fost 1114 fapte sesizate, iar în anul 2013 tot 1114, o coincidență, o curiozitate. Deci numărul de fapte sesizate, infracțiunea albă, infracțiunea cunoscută, tot ce s-a înregistrat, deci 1114 în 2012, 1114 în 2013. La ce este bine, cel puțin pentru noi, este că din aceste 1114 infracțiuni sesizate, infracțiunile judiciare, respectiv cele care furturile principal, înșelăciunile, târhării, violuri, infracțiuni judiciare, infracțiuni care urmăresc să afecteze bunurile, sănătatea sau viața cetățenilor, cunosc o scădere. Respectiv, în 2013 avem înregistrate 665 de astfel de fapte, iar în 2012 am avut 712. Faptul că au scăzut infracțiunile judiciare este un lucru pozitiv și un alt lucru pozitiv este că au crescut numărul infracțiunilor economice constatate de polițiști direcți. De acele infracțiuni care nu se reclamă de obicei. Sunt infracțiuni care sunt căutate de polițiști, care se fac demersuri, se fac activități pentru descoperirea acestora. Astfel că în 2013 au fost înregistrate 77 de fapte de natură economică față de 111 în 2012. Și de asemenea sunt infracțiuni de altă natură, care și infracțiuni de altă natură, ca să înțelegem, sunt cele în afară de care am vorbit la infracțiunile judiciare, respectiv abandon de familie, loviri sau alte violențe, infracțiuni mai ușoare, să zicem, în accepțiunea codului penal, care sunt de obicei la plângerea reală de la persoane vădămate. Deci aceste infracțiuni de altă natură au scăzut 90% față de anul 2012, de la 291 la 272 în 2013. V-am prezentat infracțiunea sesizată. Un alt indicator al activității polițiștilor este infracționalitatea constatată. Infracționalitatea constatată este acea infracționalitate pe care polițiștii, urma cercetărilor și urma verificărilor efectuate, s-a finalizat prin începerea unui penal. Adică sunt suficiente probe și indicii
pentru o persoană să fie trimisă în plecat. Astfel că în 2013 au fost constatate o număr de 514 infracțiuni față de 456 în anul trecut. În 2013, polițiștii de cadrul Poliției Municipiului Caracal au aplicat un număr de 7.811 sancțiuni contravenționale. Față de 7.737, o creștere foarte mică, 100 de infracțiuni, de contravenții aplicate. Cea mai mare parte este formată din infracțiuni, din contravenții la regimul circulației rutiere, respectiv la ordonanța de urgență 1/2002. M-am prezentat mai mult ordinea publică și judiciarul în legătură cu Poliția Rutieră. Poliția Rutieră este compusă din un șef de birou, un ofițer și un alt ofițer de cercetare penală și 12 agenți de poliție. Acești agenți de poliție, ca și cei din dispozitivul de siguranță publică și patrulare, efectuează serviciu în ture, astfel că în permanență pe raza municipiului Caracal și a comunelor alungate, pentru că ei au alungare și aceste comune, pentru că la secție de poliție nu există compartiment specializat de poliție rutieră, și deși asigură evenimentele de pe 18 comune plus municipiul Caracal. Deci acești 12 agenți de poliție lucrează în trei ture, astfel ca în permanență să fie cineva în teren. În 2013, biroul de poliție rutieră a constatat un număr de 84 de infracțiuni la legislația rutieră, față de 83 în 2012, o creștere cu 1. Au fost suspendate un număr de 178 de permise de conducere, față de 117 în 2012. Numele certificat de matriculare a fost de 102, cele mai multe pentru probleme la sisteme de siguranță ale mașinii. Deci a fost dedicat de 102 certificate de matriculare față de 62 în 2012. În ceea ce privește accidentele rutiere, în 9 luni 2013, pe raza municipiului Caracal și în comunele anulate, pentru că v-am spus, este tot ceea ce se comite ca și faptă penală contravențională pe raza conferență, este conferența lor, au fost comise un număr de 16 accidente grave, față de 18 în 2012. Aceste 16 accidente grave s-au soldat cu 2 morți, față de 3 în 2012, și 14 răniți grave, față de 15 în 2012. De asemenea, au fost înregistrate 39 de accidente ușoare. Accidente ușoare înseamnă acelea în care victimele accidentelor circulației au suferit vătămări care au necesitat mai puțin de 60 de zile de grijă medicală. Și fapta penală care este cercetată este vătămare probabilă din culpă, față de vătămare probabilă gravă din culpă la infracțiunile grave. Deci a fost înregistrate numai 32 de accidente ușoare, față de 38 în 2012, soldate cu 32 de răniți ușori, față de 37 în 2012. Acesta sintetic este o informare pe care v-am făcut-o. Deci tot ce v-am spus acum este la 9 luni 2013, ca o concluzie vă pot asigura Consiliul Local și prin intermediul postului local de televiziune că situația operativă este sub control. De asemenea, pot să vă spun că în această perioadă am avut un lucru, niște dosare complexe, de mare infracționalitate economico-financiară, care au fost finalizate de către ofițerii specializați în cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor, prejudicii de milioane de euro, cu îndigniții inculpați în stare de arest preventiv. V-am spus încă o dată ca o concluzie, activitatea a fost bună și nu sunt eu cel care să o aprecieze, ci cetățenii și dumneavoastră, pentru că avem același scop comun, primăria, Consiliul Local și poliția, de menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza municipiului. Chiar ieri am primit o adresă de la primărie, pentru că am văzut că se urmărește să se facă un sistem integrat de siguranță publică cu camere de la vedere și cu un lucru foarte, foarte bun. Trebuie să facem o situație a infracționalității pe ultimii 2 ani. Am să o fac cu mare plăcere și am să o înaintez
organismul special de primărie, specializat de primărie, pentru a se realiza acest, acest obiectiv. Vă mulțumesc și dacă aveți alte... Dacă aveți întrebări. Dacă aveți întrebări. Domnul comandant, vă spun și eu bună ziua. Mă apreciez faptul că ați devenit un mijloc nostru aici. Am o singură întrebare, dacă se poate răspunde la ea. Da. Cât de hotărârea Consiliului Local în ceea ce privește siguranța populației și circulației a fost implementate de către serviciile circulației și ordine publică? Pentru că, și justific de ce este întrebarea asta, pentru că noi la nivel de Consiliul Local am aprobat niște hotărâri ale Consiliului care se refere strict la populația din orașul Caracas. Și am să vă spun, este hotărârea Consiliului Local în ceea ce privește circulația autovehiculelor cu tracțiune animală și animalelor în municipiul Caracal și, în același timp, respectarea semnelor care înseamnă de circulație, care sunt montate acolo cu avizele dumneavoastră și la propunerea noastră. Aceste hotele de Consiliul Local, prin grijă de primarea Marilor Cătrinsu, au fost broșurate și le-am repartizat fiecare lucrător de poliție rutieră, poliție rutieră. Este o problemă cu această circulație a vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Caracal. A fost în vigoare până în anul 2007, articolul 96 alineatul 6 din OMG 195/2002, referitor la interzicerea accesului și acest articol prevedea confiscarea atelajelor. Care sunt. Deci, articolul 71 din OMG prevede interdicția căruțelor, în principal, eu știu, șaletă sau ce mai sunt, pentru tracțiune animală, pe drumuri europene, drumuri naționale, municipii. În baza acestui articol 71, se vedea cu articolul 96-6, care prevedea confiscarea. În 2007, printr-o decizie a Curții Constituționale, o și expun aici, decizia 761 din 4-7-2007 a declarat articolul 96-6 din Constituțional. Cu mențiunea că acest articol, 96-6, este deoarece atunci atinge dreptul de proprietate. Vreau să vă spun că am legătura cu colegii din alte municipii, chiar și cu Slatina. În Slatina există o hotărâre a Consiliului Local în baza articolului 96-6 din OUG, care prevedea, prin o hotărâre a Consiliului Local, prevedea confiscarea. Este inaplicabilă atât timp cât Curtea Constituțională declară neconstituțional un articol din ordonanță de urgență a Guvernului, care este legea circulației rutiere, e automat mai poate opera nici o hotărâre a Consiliului Local. Ca un răspuns la întrebarea dumneavoastră, aceste hotărâri a Consiliului Local, vreau să vă spun că sunt foarte, foarte multe sancțiuni contra legii aplicate de polițiști la hotărâri de Consiliul Local, dar această nu putem aplica prevederea cu confiscare pentru că nu ne lasă legea. Noi chiar vorbise cu domnul primar ca animalul să ducem undeva la doctorul Dinu, acolo unde era un graj, ce naiba, așa, și cu atelajele să ducem la târg. Dar... Clinica. La clinica, îmi cer scuze. La clinica la Târgu. La clinica cunoscută, dar cu colegii. Aceste atelaje, conducătorii și călările sunt sancționați, contravenționale. Sunt sancționați, vă garantez. Și nu unul, sunt foarte mulți sancționați. Dar de obicei, cei care circulă în asemenea atelaje, în asemenea zone, sunt oameni cu educație precară, care nu înțeleg nimic din scopul aplicării sancțiunii contravenționale. Scopul aplicării sancțiunii contravenționale nu este de a face bani la bugetul local sau bugetul național, ci de a determina pe acel INS să se încadreze în reglementări legale. Dacă omul ăla nu înțelege scopul, o face și a doua oară. Se aplică sancțiunea a doua oară și nu e vorba numai de persoanele care conduc atelaje cu tracțiune animală, ci chiar și persoane care conduc autoturism. Este foarte valabil semnul că e o clientă există pentru toată lumea, atât pentru cercul lateral, cât și pentru cercul mașină. Sunt mulți care nu plătesc semne. Vi se aplică sancțiunea contravențională, nu o plătește sub diferite. Nu mai am
La sfârșitul anului trecut am făcut o statistică și sancțiunile contravenționale aplicate de poliție au fost în care erau la 12%. În jur de 12%, nu am făcut o această statistică, dar deci, în consecință, factorul descurajant la aplicării sancțiunii contravenționale, dacă nu este urmat de altceva, respectiv confiscare aplicare, nu și-a atinge scopul. Eu am stat de vorbă cu colegul de la Sardea, cu șeful Poliției Municipiului, și să discutăm la serviciul nostru, la serviciul juridic. Noi nu suntem la care avem legat o hotărâre de Consiliul Local privind ridicarea acestor cărăuțe. Dar e clar că nu putem să le confiscăm, pentru că nu ne mai lasă decizia Curții Constituționale. Dar a ridica și să-și le ridice, să-i le dăm după ce plătește o taxă, nu știu dacă se mai poate constata, considera că este confiscat. Deci de-aia trebuie discutat la nivel juridic vorbind, dacă simpla ridicare și aplicarea unei taxe de restituire a lateralului respectiv este considerată sau nu confiscat. Deci de asta spun, este o problemă cu fichiță juridică, trebuie discutată, este o problemă. Și cu animalele, dacă sunteți amabili, să ne spuneți și la microfonul. Cu animalele, circulația animalelor în oraș. Sunt zone în oraș unde circulă cirezele de vaci și turmele de oi. În orașul Caraca. Și pe arterea principală. Nu. Conform dispozițiilor legale de care am vorbit, nu au fost circulate. Este o problemă. Să zicem, în zonele limitrofe, în zonele periferice ale municipiului Caraca, unde sunt mulți pescători de animale. Nu știu. Putem interzice să duc animale acasă, deci nu vorbesc de centru. Așa nu discutăm de centru, de zonele din spate de blocurilor, din zonele adiacente blocurilor, din zonele intense și colate. E clar că n-au ce căuta pe acolo. Problema este, să zicem, în zona periferică, în zona Bolta. E tot în județul municipiului Caraca. În mod normal, conform legii, n-ar trebui să circule, dar alea peste tot animat. E o problemă. Nu, aici eu trebuie să intervenim mai puțin, dar fiindcă noi avem separat în multe zone, fac pagițe pentru crescătorii de animale și ne avem multă posibilitate în care acești crescători de ovine, da, să meargă cu ele la poliție, decât pe drumurile care le avem. Asta este situația la nivel național, nu de Caraca. Asta am făcut și eu. Avem ce să facem? Va trebui o situație de conflict, nu avem o soluție. Ar trebui să ocolim tot bordul, să venim undeva spre Drăghiceni, ca să poți să vină zona de pășunat care este deasupra lacului. Lacului, da. Asta am făcut și eu. Deci nu discutăm de zona centrală, zona propriu, zonele interi circulare. Conform legii, și acea zonă face parte din municipiul Caraca. Conform legii, dar trebuie să se spune, dar zona este, de când se știe, de când sunt eu acele drumurile și vadă acolo, este scăduc animat. Este, practic, nu știu, ei tu s-a devenit cetățenii respectivi. Este o problemă, dar domnul consilier a punctat-o foarte bine și dânsul nu s-a referit la ce vorbesc eu acum. Dânsul a spus ce facem cu acele animale care ne cumim cu ele, venim prin, ne trezim cu turma de oi până la liceul Mia Viteazu. Este total, revenind la cea mărunta de vreme, și se aplică o sancțiune contravențională, o plătești sau mă plătește. E un lucru foarte bun acum la nivelul serviciului de impozite și taxe locale. Dacă are o sancțiune contravențională pe care nu o plătește, nu îi se dă o anumită, nu îi se face un anumit serviciu. Este una din motivele de coerciție de a-i învăța să se comporte civilizat într-o societate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Avem de la 1-2. Câte au fost grave și câte au fost false? Toate apelurile care le-au fost dispensate de Poliția Caraca au fost toate reale. Pentru că este un dispensar central care preia apel de 112 și le triază. Adică e ăla care spune năzbâtii nu mă ajunge la poliție. Dar și din astea care sunt aparele reale, adică s-a întâmplat ceva, când ajunge acolo cu totul altceva. Se exagerează.
Apelul unii de urgență, serviciul apelului unii de urgență 112 înseamnă urgență. Când ne trezim cu apelul de urgență, vă rog să veniți urgent, dar 4 zile mi-a dispărut cățelul. Unde mai e urgență? Dar, totuși, acel apel care a fost preluat în serviciul 112 cu, chiar dacă nu este urgență, este o cerință a unui cetățean, să mergem cu procedura respectivă. Procedura respectivă înseamnă un registru special în care se trece ora apelului, ora intervenției, câte minute a furnizat pentru soluționare. O jumătate de oră, o oră, două ore. Cine l-a dispecerat, ce a costat. În afară de acest registru, se face o fișă de intervenție la 112, care îi se dă un ID, un număr unic, care se rezoluționează în fiecare zi de mine, îi se dă caracter penal sau contravențional. Deci e o întreagă procedură și poate fi verificată oricând, atât în sistem în online, cât și în registrele scrise de la Poliția Municipiului. În vina dumneavoastră noastră, din ce am auzit din colegii de la Slatina, cam 40% din apelurile care se primesc într-o zi sunt false. Cam 40%. Iar din ăștia 60% care ajung, urgențe efectiv să fie 20%. Urgențe efectiv. Dar sunt fapte penale sesizate, constată că peste noapte a furat curcan, găina, nu știu, omul sună 112. Nu e urgență, pentru că poate să sune și pe numărul normal, că trebuie să deplaseze o echipă operativă, să-i fie cercetare la fața locului, să facă un dosar penal. Dar omul, mulți nu știu numărul poliției și cel mai simplu 112 și a sunat. Se ia în considerare. Nu este un apel fals, dar nu este o urgență. Și e posibil ca atunci când tu suni că ți-a, eu știu, ți-a fugit cățelul de acasă, cineva să aibă nevoie chiar să fie urgență. Asta este nivelul de educație al cetățenilor din România, nu vorbim de Caracas sau de județul. Și încercăm ca, în timp, să ajungem la un nivel de 20% apeluri false și 80% normal. Asta este normal. Săptămânal pentru desfășurarea acestor misiuni.
De ce se repartizează? Pentru creșterea numărului de patrule mici și polițiști. Vă putea să vă sună prezentarea domnului comandant. Nu sunt foarte mulți polițiști de ordine publică și ei nu pot patrula unul singur pe stradă. Făcând o patrulă mixtă polițiști jandar, se dublează numărul acestor patrule. Interesul și al jandarilor și al poliției este să acopere o zonă cât mai mare a municipiului pentru prevenirea patrulelor antisociale. Jandarmii desfășoară misiuni nu numai în cooperare cu poliția și în perioada de la începutul anului și până în prezent, putem spune că noi am desfășurat misiuni și cu Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și putem spune că au avut rezultate bune, în sensul că desfășurând astfel de acțiuni pe râul Orb, au fost depistați diversi braconieri și multe unelte de pescuit ilegale clase monofilament, care, zic eu, dacă au fost distruse și oamenii respectivi au fost sancționați sau în funcție de fapta respectivă au fost supromite alte procedurale pentru constatarea de infracțiuni, s-a mai slăbit oarecum, pentru că ce era făcut și acum. Nu putem spune că am eradicat noi fenomenul acesta al braconajului piscicol, însă oamenii au intrat în legalitate și au procurat documente legale de pescuit și zic eu că am contribuit în aceste acțiuni la diminuarea fenomenului infracțional pe piscicol. De asemenea și cu Direcția Silvică avem un mișcăm identic. O dată de două pe săptămână în zona pădurii de Reșca și în corpurile de pădure unde dumneavoastră știu că sunt sus stage de material de gros spre Dobrun și spre Rodila și spre Reșca. Au fost prinși astfel de cetățeni care au sus tras material de gros și zic eu că prezența jandarmilor în astfel de zonă este benefică și mai diminuăm în fenomenul infracțional. De asemenea, au fost desfășurate misiuni în cooperare cu cei de la Identitar, cu CEJU, pentru că au fost sesizați cetățeni care se străgeau curent de la rețeaua publică de energie, electrică. Cu Poliția de Fede, asemenea, desfășurăm activități în comun, pentru că și dumneavoastră au efective reduse și stația din Caracal are o situație mare și de cetățeni și de genul de macro. Ca să nu mai spunem și de care e echipelor de fotbal care tranzitează stația Caracal și întrucât au existat evenimente ale acestor echipe de fotbal care au devastat stații de care trebuie să luăm ascuns, să nu învățăm astfel de necaz. De asemenea, în această perioadă am desfășurat misiuni de asigurare a gornicii și cupce în zona instituțională de învățământ. Deci mergem la școală, facem o informare, educarea tinerilor în scopul prevenirii și combaterea fumatului, alcoolului, a consumului de substanțe interzise. Desfășurăm acțiuni preventive educative cu elevii în zona apropiată a acestor instituții de învățământ și în locul de petrecere a timpului liber, în cadrul proiectului Școlii Siguranță, care a fost inițiat de inspectorul de jandarmerie. Pe timpul executării acestor acțiuni s-au prezentat teme, au fost prezentate materiale video, au fost distribuite piante cu caracter educativ și cauzele care conduc la implicarea nivelului în comiterea de fapte antisociale. Deci, chiar acolo este poliții jandar, care își desfășoară activitatea de patrulare, în itinerariul lor au fost introduse liceul, toate instituțiile de învățământ, inclusiv cele care sunt la nivelul la școala 3, la școala 4, nu este o patrulă care se duce, dar echipajul, mai ales în orele când elevii și cadrele de educație vin sau pleacă de la școală,
trece pe acolo să prevină această, acest fenomen infracțional pentru mai mare siguranță a elului. Pe urmare acestor misiuni, în acest an, de la începutul anului până în prezent, au fost aplicate. Deci, jandarmii au o competență mai redusă de poliția de aplicare a faptelor de sancționare a faptelor contravenționale și de domirea actului primecătoare. Deci, la infracțiunile care sunt sesizate în primele serviciilor, jandarmii pot să îndomească conform articolului 214 din Codul Penal acte de constatare a infracțiunii. Deci, jandarmii au aplicat un număr de 404 sancțiuni contravenționale, în care 118 la HR, numărul 4 din 2007, care a fost aprobată la apariția HR numărul 95. 216 la linia 61, 45 la ordonanța de urgență a Guvernului 23 din respectiv și la Procura, 16 la legea 171 și 9 sancțiuni la legea 10. În această perioadă au fost constatate de jandarmi în cooperare cu poliția sau independent cu un număr de 85 de diverse infracțiuni. Racordarea ilegală la rețeaua electrică, furt, deținere și folositura pescuită a alimentelor din clasă monofilame, pescuit cu mărfurile de pescuit în scop comercial, de către persoane neautorizate, pescuit în perioadă de prohibiție, comercializarea pescării fără documente legale și alte infracțiuni. Rezultatele care le-am prezentat, nu reflectă întreaga activitate. Dar vreau să asigur de puținem în timpul care eu sunt de la cale de origine și am pus suflet în întreaga activitate. Jandarmii am fost, sunt și vor fi în slujba cetățeanului. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Dacă nu, nu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și aceea să facem precizare, vă rog. Nu, dar secretar am impresia că... Deci, inclusiv adresa care am primit-o pentru o invitație aceasta este făcută cu numirea din 2007. Deci nu mai suntem compania de jandarmi în 2007. Și comandantul, când a văzut, domnule, nu aveți o lucrare. Vorbim toată ziua, dar facem acte acolo. Nu mai suntem compania. Da. Există totuși... Există totuși o... Ce-aș vrea eu să îmbunătățească activitatea în primăria Caracal. O lipsă de informare reciprocă. Deci noi, dacă suntem responsabili de toate misiunile de asigurare și de restabilire, ne interesează toate astfel de manifestații. Am vrut cu domnul primar, alaltă domnul primar, dacă până din decembrie, în afară de depunerea de coroane, se mai organizează și alte activități. Nu se mai organizează. Cum am sunat, nu, domnule, că sunt 2000 de porții de pastori care se servesc la care. E ca la români. 2000, 5000, 7000. O să aflați în lumina, în conformitate cu lege, o să primiți o invitație oficială astăzi, ca mâine, la ora 10, să ne vedem cu agenții care ar sigura în plasă cu comandantul poliției. Deci, nu facem misiunea de astăzi mâine la noi, televiziunea este de noi trebuie să raportăm cu o săptămână înainte ce se desfășoară. Dacă se desfășoară activități și știți, puteți să-mi spuneți ca să nu știu niște așa. Știm și noi atunci, bine spune. Nu erau comentate. Astăzi am primit oficial, pentru că știți că orice chestie de genul ăsta se face cu sponsorizări, nu se face de la banii. Deci, ba, mă, vor fi sau nu vor fi, ca să știți. Vor fi 100%. Dar nu 2000 ci 1000. E ca la dat, bine bani, da. Mulțumesc, Sărățu, nu înțeleg nu nimic. Nu o dată, ci mă să faci și nu era mai să se radicică. Pentru final, proiect de hotărâre, să dăm cuvântul domnului consilier
Ștefănescu, comandant director. Comisia pentru Administrări Sociale Culturale Sculpe de Barcelona Sănătate Scopa de Ștea Mitului, proiectă în 2013, a analizat și a analizat proiectul de înțelegere privind aprobarea și de mărește a câte persoane din taxe care solicită de contare cheltuiele de plasări din localitatea reședință la anul de muncă și la locul de muncă în localitatea reședință pentru lunile septembrie și 8 luni 2013. Proiectul a fost înaintat de primul municipiului Caracal. Comisia a analizat cu 9 voturi pentru și 0 voturi contra și 0 voturi abține discutarea acestui proiect în plenul Consiliului. Dacă sunt discuții, de mai multe ori. Dacă nu sunt, trecem la urmă. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Dar nu ne-am nimic. Pentru proiectul numărul 2, o să dăm cuvântul domnului consilier Cătălin. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, întrunită în ședință în data de 22.11.2013, în temeiul articolului 54, aliniat 4 și aliniat 5 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre intitulat aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2013. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate, comisia a constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legii 215 privind administrația publică locală, în prevederile legii bugetului de stat numărul 15/2013 și în prevederile legii privind finanțele publice locale. Membrii comisiei au analizat proiectul de hotărâre de curs. Comisia nu are de făcut obiecțiuni sau observații. Rezultatul votului a fost următorul. 8 voturi pentru, nu s-au înregistrat voturi împotrivă și n-au avut nici abțineri. Pentru considerentele mai sus arătate, comisia propune ca proiectul de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Dacă sunt discuții de mașină, proiectul de loc. Dacă nu sunt discuții, te trecem la urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Nu. Nu mai nimic. Trecem la proiectul numărul 3, pe ordinea de zi, pe care l-a prezentat domnul Gâta. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, întrunită în ședință în data de 22.11.2013, a luat în discuție proiectul de hotărâre intitulat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013. Proiectul a fost înaintat de primărul municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate, comisia constată că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. Membrii comisiei au votat, rezultatul votului a fost următorul. 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Comisia nu are de făcut obiecțiuni sau observații. Pentru considerentele mai sus arătate, comisia propune ca proiectul de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la urmă. Cine este pentru? Nu am nimic. Proiectul numărul 4 se va prezenta domnul Guger Vasile. Vă rog frumos. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizare de interdată de 22.11.2013 în temeiul articolului 54 al alineat 4 și alineat 5 de legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările de competențe ulterioare, analizat proiectul de hotărâre intitulat încetarea dreptului de folosință asupra drepturilor în o terenuri atribuite în baza legii numărul 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe. Acest proiect de a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. Comisia a constatat că se împlinesc normele legale pentru a fi înaintat și a avizat
și discutat în plenul ședinței Consiliului Local. În urma votului s-a constatat 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Și vreau să informez, pentru că s-a discutat în începutul ședinței comisiei. Comisia a propus, trebuie să informăm ca să primim și avem mai departe, comisia a propus ca ședințele comisiei juridice să fie înregistrate și păstrate în activa Consiliului Local. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Se discutim pe marginea proiectului? Atunci trecem la vot. E voie să vedem, da? Comisia pentru activități juridice, disciplină, muncă și protecție socială cere sesizările urgente data de 22.11.2013, în termenul articolului 54, alineat 4 și alineat 5 de legea 215/2001, privind administrația publică locală, reportificare de conducere și competențele ulterioare, analiza proiectul de hotărâre intitulat aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestea în regim de închiriere în municipiul Caracas în anul 2013. Acest proiect de hotărâre a fost înaintat de către primarul municipiului Caracas. Comisia a constatat că se respectă prevederile legale. În urma voturilor, 9 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, dar comisia a făcut o mențiune. Și această mențiune se referă la analizarea hotărârii Consiliului Local numărul 44/31/07/2009, unde se spunea că venitul minim trebuie să fie de 4 milioane. Cred că este cazul, noi am făcut 4 milioane, 400 de lei. Noi am spus să se reactualizeze acest venit, pentru că venitul minim la ora actuală are o altă valoare. Deci, hotărârea Consiliului Local, numărul 44/31/07/2009. Și cu această propunere, Comisia a avizat acest proiect de hotărâre și poate să și propunem să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu se trecem la vot, este un vot și un vot. Da, bine. Cu atenție, da. Proiectul a fost aprobat cu numărul de 16 voturi pentru, cu mențiunea noastră, de la comisie, și cu faptul că acea mențiune de reactualizare Dacă sunt discuții pe pagina proiectului.
Cu primarul mai întâi la dacă nu se trece la un cine este pe mână. Deci, în unanimitate, proiectul numărul 7, proiectul de hotărâre numărul 7, dau cuvântul domnului Mătrescu Cea. Comisia pentru Agilitate de Amenajarea Teritoriului Urbanizat, pentru că reprezentă de parte integrată din proiectul management integrat al Preșovului de Suhor și punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public pentru bună desfășurare acestui proiect. Proiectul a fost inițiat de către primarul municipiului Caracal. Proiectul se tratează în prevedere de legii 215 pe 2016 și 213 pe 1998. Membrii comisiei au analizat proiectul depus, rezultatul votului fiind următorul. 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. Pentru președinte de mai sus, comisia a analizat proiectul și propune să fie discutat în plenul Consiliului Local. Dacă sunt întrebări, dacă sunt discuții pe bază de acest proiect. Dacă nu sunt, să spun la cine este pentru. Nu am uitat de votul, vă mulțumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi este informări, întrebări și interșelare. Da, o să-i dăm cuvântul domnului primar, ca să ne prezinte solicita de asta. Să facem să-i dăm la domnul director al domnului Bățelicii. Pentru că sunt niște toate mai mici privind activitatea centrului culturală municipal Caracal. Domnul Tădorescu a făcut o solicitare de modificarea listei cu acordurile și pentru că sunt acel ceva suplimentar, în urma discuției votate de dumneavoastră, am dorit să organizăm în perioada 23 decembrie, 30 decembrie, Oroșelul Moș Crăciun, aici în fața primării pe platou, cu niște căsuțe, cu concerte fiecare seară, o să fie Ina, Șerim Merin, Direcția 5, mă rog, sunt mai, nu vă spun pe mulți producători, pe mulți populare din care știu pe din afară. Dânsul nu este aici pentru că este plecat spre Brașov ca un concurs acolo organizat. Asta era solicitarea dumneavoastră. Dumneavoastră, din punct de hotărâre, rămâne dacă sunteți de acord cu modificarea și includerea pe lista activităților culturale la municipiul Caracal. Să includem și aceste zile de sărbători, în primul rând sunt dedicate copiilor în care se pădea să se știu și numește copiii cu Moș Crăciun. Mulțumesc. Sunteți de acord? Dacă sunteți de acord, va trebui oricum să facem un proiect de hotărâre. De condiția de la după ce facem un proces, pentru că acolo din proces a zis că la acolo la bine, nu se pune problema. Sunteți de acord, nu? Adică am zis? Bine, mulțumesc. Alte întrebări? Domnul Iubit. Acum în vedere că domnul Bucăr s-a descoperit la Comisia Juridică, în Comisia Juridică, că unele hotărâri ar trebui reactualizate, consider că ar fi bine ca secretariatul să ia la mână toate hotărârile anterioare, tot dacă tot trebuie să dăm o hotărâre și cele care ar mai trebui modificate ar trebui reactualizate și aduse la știință funcție de legislație și de modificările de legislație. Al doilea lucru, ce aș vrea, s-a discutat aici despre sectorul agricol și așa mai departe. Deci propun să ne gândim dacă va fi bine așa cum se vrea să facem acel parc industrial, dacă nu, să facem și un parc special pentru creștere
sau pentru ferme, pentru animale și păsări. Deci eu am văzut așa ceva în Ungaria. Era un sector special unde oamenii, dacă vreau să se gândească animale sau păsări în afara consumului personal, puteau în acea zonă să-și facă ferme și, în plus, presupun că pot accesa și fonduri europene pentru aceste lucruri. Mai sunt întrebări? Atunci, închidem ședința. Da, domnule? Credea să ajungă și domnul director Bărbanu, e ducată mai acolo la 11-30 atâtea de ei, să vă da niște invitații la fiecare dintre consilieri pentru a participa la zilele liceului. 125 de ani de la înființare, văd că greșea la posta mea, că eu l-am anunțat și pentru ei, duminică, dacă vine la 11.30, este în regulă, când ai gândit până la 11.30, dânsul vrea să vină să vă invite personal pentru că atunci n-a putut să vină și acum se pare chiar nu va ajunge. Eu o fac în calitate de membru conducere Asociației de Părinți de la Centru, ce vreme am întâlnit aseară și cred că ar fi bine, cei care puteți, să dați spus aceste invitații pe tot parcursul manifestărilor care se organizează acolo. Nu știu dacă l-am suprimit bine pe domnul director, cam asta era motivul pentru care mi-a luat vrea să vină aici în vorbesc. Domnule, maestru și spune, invitația a vorbit pe toți, toți am comunitatea să invitați, eu vă participa. Dar este ceva de regulă. La toate invitațiile astea, la anumite manifestări, o singură invitație s-a primit cu două loturi, cea care mi-a dat-o domnul primar anul trecut. Nu mi se pare normal, nu mi se pare corect. La teatru. Nu mi se pare normal și corect invitația primită către Consiliul Local, consilierul Bujor Vasile. Bujor Vasile nu e de capul din țara asta sau în orașul ăsta, e cu familia. E un șef, adevărat. Mie mi se pare anafogan să nu avem ideea de a mă duc la liceu să zic mă duc singur, că vreau să mă vadă alea că sunt frumos, frumos cu consilier local. Dar mai sunt și alte evenimente la care la fel să primești invitații pentru că nu e corect. Nu am să mai particip, că sunt că nu particip, pentru că nu mi se pare normal. Cred că ar fi bine să gândim evenimentele astea, că avem copii, avem soții, avem... Dar ea, da, vă mulțumesc. De care am zis să